Salut! Astăzi din nou revenim la un subiect care a stârnit mult interes printre voi. Și anume, lalelele. De ce să scoatem anual bulbii de lalele pe care îi avem în grădină? Dintr-un motiv simplu. Sau mai întâi să răspund la o altă întrebare. Putem să-i lăsăm în continuare în pământ? Desigur. Dar de ce să-i scoatem? Uitați de ce. Pentru că, an de an, fiecare bulb de lalea produce pui. Câte 3, 4, maxim 5 pui. Este modalitatea prin care laleaua se multiplică. Aceste clone trebuie să le recoltăm. Pentru că, dacă nu le scoatem, anul următor vom avea într-un singur loc 3-4 inflorescențe. Și zic eu că nu e cazul. Este mult mai indicat să recoltăm acești ui și să-i plantăm separat, pentru ca în felul acesta să ne bucurăm de cât mai multe flori. Astfel, obținem dintr-un singur bulb plantat în anul anterior, minim 3, dacă nu 4 alți pui, alte clone ale acestor minunate flori. Acesta este motivul pentru care eu le scot an de an. Am pornit de la 10 bulbi de lalele și am ajuns astăzi să am în jur de 300 de lalele. Doar prin simpla multiplicare naturală a acestor minunate flori. Așa că decizia este a voastră. Este bine și dacă le lăsați în pământ, dar eu zic că este mai indicat să le scoateți și în felul acesta aveți an de an noi bulbi gata de plantat în octombrie. După ce i-am scos din pământ, le facem un duș rapid cu apă pentru ca în felul acesta să îndepărtăm resturile de pământ și resturile vegetale, le curățăm bine. De ce scoatem bulbii de la lele? Pentru a obține acești pui. Multiplicarea bulbilor se produce în fiecare an. Astfel că dintr-un singur bulb se obțin cel puțin 3-4 frați. Ca în cazul acesta. Observăm că tulpina lalelei s-a dezvoltat dintr-un alt bulb care acum nu mai există. El a fost absorbit de către planta care s-a dezvoltat în acest an. Dar, rături de ea, s-au produs încă 3-4 frați. De aceea, procedăm la scoaterea lalelelor în fiecare an, pentru a obține acești bulbi suplimentari. După ce le-am spălat, le lăsăm să se zvinte bine de apă, după care le facem un tratament cu o soluție pe bază de cupru. Poate fi zeamă bordeleză sau orice altă substanță derivată din cupru. Acest tratament le va asigura o protecție împotriva fungilor și ciupercilor pe perioada depozitării. Le stropim bine și le lăsăm să se zvinte. După care, după ce s-au zvântat, le punem într-un coș de rachită, într-o pungă de hârtie, în orice caz nu în folie, pentru ca astfel să nu se producă mucegai. Și le ducem spre păstrare, în cazul meu într-o magazie, în cazul vostru, unde aveți un loc întunecos și uscat. După ce am eliberat solul de bulbii de lalele, îi fac o prelucrare rapidă cu noua
motosapă electrică care mărunțește foarte bine pământul. O simplă trecere ce asigură afânarea în profunzime de 20 de centimetri a solului. După ce prelucrez terenul, am pregătit un plic cu semințe de busuioc. Busuioc pe care l-am recoltat anul trecut din grădină. Aranjez întâi cu grebla terenul pentru a-l nivela. Acesta este plicul cu semințele de busuioc pe care le am de anul trecut din grădina proprie. Simplu și la îndemâna oricui, le semăn pentru ca în felul acesta să am busuioc în toamnă. Busuiocul, care este o plantă aromată deosebită, din care se obține un ceai foarte bun și sănătos. Și bineînțeles că busuiocul are și un miros foarte plăcut. Eu îl iubesc. Aceasta este operațiunea de astăzi. Sper să vă placă. Încercați și voi. E foarte simplu și la îndemâna oricui. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi.